Dragii mei, tocmai ce am văzut pe net ce s-a întâmplat aseară în România la protestul diasporei, așa numitul protest al diasporei, și am văzut acele imagini cu puternic impact emoțional, care într-adevăr au avut un impact puternic asupra mea, în care niște indivizi, animale, suboameni, cum să-i numesc, mă, cum să-i numesc, că am acum așa niște nervi, au bătut cu sălbăticie doi jandarmi, un bărbat și o femeie. Deja nici nu mai contează că era o femeie, deși contează. Dar, bă, tuturor care au fost acolo în piață doar ca să se bată cu jandarmii, vreau să le zic atât. Muie, muie, idioților, proștilor. Dar nu că multă lume e proastă, inclusiv eu recunosc. Bă, voi sunteți niște animale, bă, nu aveți ce căuta printre oameni. Dacă vă trebuie bătaie, mergeți în pădure și bateți-vă până nu mai existați. Locul vostru este la închisoare, la ocnă, la muncă silnică. Dava-și la muie de idioți. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate. N-ai cum să mergi doar ca să te bați. Vrei să te bați? Faceți-vă propriu fight club și bateți-vă între voi până ajungeți cu toții în spital și nu mai existați în lumea asta. Haide, pui. Deci nu pot să cred. Nu pot să cred ce am văzut. Sunt tare curios dacă cineva dintre voi a fost în piață și a trăit pe viu evenimentele de acolo. Aș vrea să-mi spuneți, să ne spuneți cum a fost, cum ați simțit, ce s-a întâmplat de fapt. Și, în general, aș vrea să-mi spuneți care este părerea voastră despre acest protest și despre situația politică din țară. Părerea mea este următoarea. PSD-ul a câștigat pe bune alegerile. Și punct. Nu prea mai avem acum ce să facem decât să așteptăm următoarele alegeri. În rest, fără a se ajunge la violențe, nu prea vă, de fapt, nu prea văd cum am putea schimba ceva, însă nici așa nu putem schimba ceva. Să nu credeți că se va întâmpla ceva, că se va schimba vreo lege. Eu personal nu cred. Pur și simplu, niște oameni, atât jandarmi cât și civili, aseară și-au luat bătaie, probabil unii dintre ei vor rămâne cu sechele pe toată viața și pentru ce? Pentru ce? Noi trăim într-o democrație pe care noi am ales-o în anii 90, când puteam foarte bine să alegem să revenim la monarhie, iar eu personal înclin pentru monarhie, monarhia constituțională din perioada interbelică, când România a avut perioada ei de aur, de glorie, pentru cei care nu știu istorie, să citească un pic să vadă cum am fost noi în perioada interbelică, în anii 20-30, așa. Însă, toate aceste schimbări doar la vot pot fi făcute. Sau printr-un referendum. Însă nu prin asemenea violențe. Violența nu rezolvă nimic. Mai ales pentru cei care pățesc asemenea violențe. Pentru cei bătuți, mai pe românește spus. Am înțeles că de seară iară se vor aduna protestatarii în piață. Sincer, nu cred că va fi bine. Cred că iară se va lăsa cu scandal, cu bătăi, iară vor fi oameni bătuți. Și repet, pentru ce? Pentru că cei care sunt la putere își văd de treabă liniștiți, îi doare fix în pix de ceea ce se întâmplă cu oamenii de jos și ce să zic, e nasol. Sper că huliganii de aseară vor fi prinși și vor fi băgați la închisoare, deși doar sper. Pentru că asemenea elemente nu au ce căuta într-o societate modernă, civilizată. Deci nu au ce căuta. Ei trebuie să meargă în pădure sau la ocnă. Punct. Bă, deci nu se poate, nu se poate. Tai! Când am văzut acele imagini, tai ce m-am enervat. Tai! Nasol, fraților. Nasol, nasol, nasol. Chiar sunt curios să aud părerea voastră pe acest subiect. Haideți să discutăm.